Bună ziua, doamnelor și domnilor, haideți să vedem un ritual ca să îți îndeplinești o dorință în uh, această zi de 31. Vă trebuie o lumânare albă. Pe o hârtie vă scrieți cu negru. Așa, că asta nu scrie cu negru la mine. Uh, cu negru. Nu știu dacă am negru, dar dumneavoastră scrieți cu negru. Albastru albastru, verde, verde, cu negru scrieți, uite aici negru, așa, scrieți cu negru, scrieți uh, ce vă doriți dumneavoastră, dar știți cum, asta este o magie albă care este nevoie ca dumneavoastră să aveți mare încredere și să știți exact ce vă doriți și dacă vă doriți acest lucru, și dacă este, aveți nevoie de ce vă doriți, și dacă este cu adevărat ceea ce vă doriți. Și trebuie să scrieți în detaliu ce vă doriți, dorința. Cât mai detaliat pe foaie scrieți. De exemplu, eu îmi doresc un jeep mare. Marca. Scrieți marca la, la mașină. Culoare, alb. Culoarea acum, așa. După aceea. A... Deci asta este ce mi doresc. Dumneavoastră puteți să vă doriți altceva, de exemplu. Să se întoarcă soțul care a plecat cu amanta, să-și lase amanta și să se întoarcă la mine detaliat. Să mă iubească, să stea numai cu mine, să ce vreți să facă acea persoană. Sau, de exemplu, vreți sănătate. Eu vreau să fiu sănătoasă, să nu mai fiu bolnavă și așa. Vreau un serviciu, să am serviciu respectiv în firma respectivă, în funcția respectivă pe strada respectivă, adresa de unde vreți să lucrați. Sau puteți cere ceva rău, de exemplu, să se îmbolnăvească, să nu știu ce persoana respectivă. Deci, orice puteți cere. Și scrieți și pe o foaie de dafin. La fel, ce vă doriți? Alb. Așa. Eu, așa, ce vă doriți, aia spuneți. Și ardeți și foaia și foaia de dafin, le ardeți. Și spuneți, când ardeți, spuneți: Focul să-mi purifice dorința. Și forțele Universului să îmi împlinească dorința din Inima mea. Aștept cu răbdare răspunsul Divin și apoi cenușa o aruncați în vânt, o suflați în vânt. Da? Deci asta faceți. Dar trebuie să, să știți că vă doriți cu adevărat, că multe persoane, și care vin la, la ritualuri și le fac ritualuri, nu știu ce vor, după aia spun, apoi nu știu dacă nu prea cred sau de ce nu se întâmplă sau a trecut atât. Se... La unele persoane au, au trecut și trei luni până s-a împlinit, să știți. Și cinci luni. Deci nu, nu se întâmplă de pe o zi pe alta. Vă mai spun o dată, în, acolo, în spir lumea spiritelor, nu este timp ca la noi. Și atunci eu nu prea știu ei de timp. Dar dacă dumneavoastră aveți încredere, faceți cu credință, cu tot sufletul, se împlinește repede. Cam asta a fost ritualul, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.